Credeți că șahul e un joc plictisitor, îndrăgit doar de oameni în vârstă și care nu s-ar compara niciodată cu Dota sau Angry Birds? S-ar putea să vă înșelați. Vechi de 1500 de ani, șahul este și acum unul dintre cele mai distractive și inteligente jocuri de pe pământ. N-ai cum să te plictisești. E imposibil să joci două jocuri de șah identice, ținând cont că poți face o infinitate de mutări. E un joc al minții, o competiție între creiere, fără scuze, fără șpagă să câștigi, fără niciun ajutor din exterior. Modalitatea de a câștiga o partidă de șah presupune plănuirea unei strategii și urmărirea ei până când s-a atins obiectivul, anticipând și prevenind mutările adversarului în același timp. Totul începe cu viziunea, cu abilitatea de a imagina un obiectiv. Cine devine bun la aceste lucruri pe tabla de șah, le poate aplica și în viață. Astăzi are loc prima ediție a campionatului de șah organizat de Inițiativa Tinerilor din Târgu Neamț. Ne poți da mai multe detalii? Da, această activitate a fost desfășurată și în școli și acum este finala. În școli au avut loc mai multe etape, cea pe ciclu gimnazial, pe ciclu primar și ciclu liceal. Această activitate este făcută pentru tineri care chiar vor să-și dezvolte și mental gândirea într-un fel și pot spune că este și o activitate foarte frumoasă dacă stăm să ne gândim. Tu ești unul dintre jucători pasionat de șah? Sunt pasionat de șah, dar nu am participat ca jucător. Am fost mai mult coordonator și organizator. Ce ne poți spune despre ceilalți jucători? Ceilalți jucători am văzut că toți au știut regulile din la început. A trebuit numai să citesc deodată regulamentul, dar chiar știu ce este șahul și chiar le place din câte văd. Ai vreun favorit pentru marele câștig? Aș avea un favorit, este chiar de la mine din clasă. Se numește Gabriel Tumurug și cred că ar putea să câștige locul pentru ciclul gimnazial. De cât timp joacă șah? Are aproximativ 5 ani de șah, a mai luat un premiu când a participat la Mamaia. A fost un concurs mic desfășurat, dar chiar joacă și știe foarte bine. Cine s-a ocupat de organizare? Eu și încă câțiva colegi de-ai mei, Resmeriță Georgiana și Vlad Lupu. Partida, ai vreo șansă de câștig? Nu cred, sincer. De ce? Pentru că e mai bun decât mine și nici măcar nu știu, adică joc foarte puțin șah. De cât timp joci șah? O, joc de când eram mic, dar nu sunt bun. Nu, de deci. Cât timp joci șah? De cam 6 ani. Și câți ani ai de toți? 12. Cine te-a învățat?
tatăl meu. Ce îți place cel mai mult la jocul ăsta? Este un joc de gândire. Trebuie să știi tot timpul ce, cum să muți, să ai o strategie logică. Și cu cine joci tu așa cel mai des? Joc la școală, când facem sport cu colegii. Și care dintre voi este cel mai bun? Eu. Cine câștigă? Câștigă cel ce dă mat, adică o piesă care a atacat regele și regele nu mai are unde muta.